Tesla recheamă în fabrici toate camionetele Cybertruck. Compania lui Elon Musk nu a oferit explicații, dar misterul a fost rezolvat. O componentă a pedalei de accelerație cade sau se blochează în mochetă. Tesla are și alte probleme. Trebuie să concedieze 10% din personal, iar fondul pentru compensații creat de Elon Musk încă din 2018 a fost blocat de un tribunal. Imaginea companiei a fost afectată și de implicarea lui Musk în declarații politice, inclusiv aprobarea unei teorii conspiraționiste antisemite.